Încă o dată, suntem energie, ești energie, vibrațiile, lumina, ești pură înăuntru, da? Și acum când se curăță totul și se vindecă și se... tu îți propui să ștergi fildul tău cu tot ce ai, tot, să rămâi pur și... uite, acum am venit, da? Mori și dacă mori, se curăță, nu. Dacă mori, treci în altă, te reîncarnezi în altă viață, te reîncarnezi într-un copăcel unde stai acolo și... Acum cât simți și poți să ții echilibru și să înțelegi niște lucruri, trebuie să le curăți. Și imediat ce apare în fața drumului tău, care îl alegi tu, da? Spiritual, deschidere și curățare și așa mai departe, vindecare. Și vezi lucrurile, da? Și ce apar? Pare familia, care începe șantajul, manipularea. Dacă nu alegi să stai cu mine, înseamnă că m-ai trădat, înseamnă că și te doare la nebunie. Dacă te duci să stai în altă parte, dacă nu ajuți pe nu știu cine, dacă nu și începe nebunia, un șantaj total. Avem grijă, ai grijă, da? Drumul tău îl ții foarte bine, n-ai nicio treabă, totul e energie. Părinții tăi, copiii tăi, rudele, colegii, e energie. Tu știi cum lucrezi cu ea. Tu ești zeu, semizeu, Dumnezeu, ce vrei tu. Da? Ți s-a dat onoarea să înțelegi și să vindeci niște lucruri. Că mai departe le transformi sau proiectezi, aia e partea a doua, vezi ce se întâmplă. Dar primul lucru, asta ți s-a dat onoarea, să vindeci și să clirui canalul ăla prin ce trece, prin care trece, care ești tu, prin care trece lumina divină, inteligența și așa mai departe. Ăștia suntem. Și să nu uiți, să nu uiți. Așa.